Abordăm în continuare acest subiect alături de doamna Olga Mihăie, șef adjunctă a Direcției Generale Pensii și Alocații în cadrul CNAS. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Într-adevăr, o veste bună pentru pensionari, o pensie majorată cu 6%, dar noi în această dimineață ne-am propus să aflăm mai multe despre procesul de alocare a pensiei, de examinare a cererilor și vreau să începem prin vârsta de pensionare în Republica Moldova. În prezent, în Republica Moldova, vârsta de pensionare pentru bărbați este de 63 de ani, pentru femei este de 60 de ani și 6 luni și este în creștere până va atinge la fel 63 de ani și se majorează la 1 iulie în fiecare an. Deci la 1 iulie 2024 vârsta va crește în cazul femeilor și va constitui 61 de ani. Această majorare cu 6% vizează toți pensionarii sau doar anumite categorii? Toate categoriile de pensii sunt supuse indexării pentru că este un proces anual în scopul ajustării cuantumului pensiilor la inflația care a avut loc pe parcursul anului precedent. Doamna Mihăieș, cât de complicat este pentru un pensionar să obțină pensia? Și fac aici referire la acel proces de depunere a actelor și, în general, care este setul de documente necesare? Deci, odată ce persoana întrunește condițiile pentru acordarea, să vorbim de pensie pentru limita de vârstă, sunt necesare două condiții pentru a beneficia. În primul rând este vârsta de pensionare, care am menționat-o, și, desigur, stagiul de cotizare. Stagiul minim pentru a beneficia de o pensie pentru limita de vârstă este de 15 ani, deci pentru a beneficia de pensie. Dar pentru a beneficia de o pensie completă, cum îi spunem noi, sau o pensie incompletă, care este pentru acești 15 ani, stagiul de cotizare, în cazul bărbaților, constituie 34 de ani, deci aici se includ toate perioadele de activitate de când persoana este angajată în câmpul muncii până la atingerea vârstei de pensionare. Și în cazul femeilor, el tot este în creștere, este de 33 de ani și 6 luni la moment și de la 1 iulie 2024 va constitui 34 de ani. Cererea poate fi depusă prin diferite modalități, inclusiv cu setul de acte pe care persoana trebuie să le prezinte. Deci, în cazul pensiei pentru limita de vârstă, cererea obligatoriu se depune la domiciliu persoanei unde are, conform buletinului de identitate, domiciliu, la casa teritorială din raza unde este domiciliu acestei persoane. În format fizic se prezintă. În format fizic se prezintă cu setul de acte necesar. Totodată, legiuitorul permite depunerea cererii și prin procură, întocmită la un notar din Republica Moldova sau la un notar din afara țării, deci dacă el poate se află la moment în afara țării, poate să întocmească o procură și să împuternicească pe cineva să reprezinte interesele și să vină tot să depună cerere fizic la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, la domiciliul persoanei care are dreptul la pensie. La fel, este o posibilitate pentru deținătorii de semnătură electronică pentru a depune cererea în formă electronică cu aplicarea semnăturii electronice și pentru că pensia va fi stabilită în baza datelor disponibile în Registrul de Stat al Evidenței Individuale, pentru că noi deținem această informație începând cu 1 ianuarie 1999, inclusiv și au fost scanate carnetele de muncă, deoarece le-au fost scoase din uz și noi avem această informație, deci noi o utilizăm. Informația pe care o deținem și persoana nu este necesar să se deplaseze la fizic la casa teritorială. Totodată, în cazul în care cererea a fost depusă cu aplicare semnăturii electronice, deci orice semnătură electronică, fie mobilă, fie pe stick, deci orice posibilitate de semnătură electronică. Deci, în cazul în care el mai dispune, spre exemplu, de studii, a făcut studiile la secția de zi, urmează să prezinte diploma, pe parcursul a 60 de zile, cât durează procesul de examinare a tot setului de acte pe care persoana îl are sau este disponibil în sistemul nostru informațional, deci poate să prezinte acești. Sau în cazul bărbaților, spre exemplu, a satisfăcut serviciul militar, deci este obligatoriu să fie prezentat livretul militar în cazul dat. Dar asta ar însemna că acest pachet de documente trebuie să fie prezentat integral sau în perioada acestor 60 de zile poate fi completat? Da. În cazul cu depunere cereri cu semnătură electronică, poate fi completat pe parcursul a 60 de zile până la emiterea decizii. Inclusiv și în cazul când persoana vine la casa teritorială fizic sau cine este persoana împuternicită, deci ea tot poate pe parcursul a 60 de zile, în cazul în care
nu este un document sau este o corectare în carnetul de muncă și urmează să fie prezentate careva documente suplimentare, deci îi se acordă acest termen pentru a fi prezentat. Pentru că în cazul în care el nu va fi prezentat, deci perioada fie nu va fi inclusă în stagiul de muncă, dar pensia oricum va fi stabilită. Deci așa, fără perioada lipsă. Multă lume discută de ceva timp despre posibilitatea de reexaminare a cuantumului pensiei. În ce condiții se face acesta și cum, când, cine se poate adresa? Reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă se face pe etape. Suntem acum la momentul când deja se reexaminează pensiile stabilite începând cu 1 ianuarie 2019. Anterior au fost etapele pentru pensionarii care s-au pensionat până la această dată și au continuat activitatea în câmpul muncii cel puțin 2 ani. Deci la moment legislația prevede că orice persoană care și-a stabilit sau reexaminat vreodată cuantumul pensiei pentru limită de vârstă vorbesc și a continuat activitatea cel puțin 2 ani în câmpul muncii este în drept să depună cerere pentru reexaminarea pensiei. În cazul reexaminării pensiilor este foarte simplu de a depune o cerere în formă electronică pentru că nu este necesar ca persoana să prezinte careva documente suplimentare. Deci noi deținem informația în formă electronică și nu mai este necesar să prezinte careva acte doveditoare că el a fost angajat în câmpul muncii. Doar se depune electronic fie pe pagina oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale la compartimentul servicii electronice e cerere reexaminarea pensiei, fie pe portalul serviciilor guvernamentale, servicii GovMedia. Spuneați dumneavoastră despre pensia pentru limita de vârstă, dar care ar mai fi alte tipuri de pensie, cele mai frecvente? Deci, în Moldova. Legislația de pensionare prevede că se acordă câteva tipuri de pensii. Deci avem pensia pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate, în cazul în care persoana este încadrată într-un grad de dizabilitate sever accentuat sau mediu. Avem pensie de urmaș, în cazul pierderii întreținătorului. Avem pensiile speciale și pensia anticipată pentru carieră lungă. Este o categorie de pensie mai nouă. Așa. Aș vrea să fim mai aproape de cei care ne urmăresc. Cum poate cetățeanul Republicii Moldova să aibă acces la istoricul său sau la informații privind pensia lui? Poate telefona undeva, poate să meargă pur și simplu la Casa Teritorială și să se intereseze? Noi acordăm diferite posibilități, inclusiv cel mai accesibil, desigur că este în cazul deținătorilor de semnătură electronică, pe pagina oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale, poate fi accesat web-serviciul AccessPass. Așa. Și acolo este tot istoricul începând cu 1 ianuarie 99, deci ce a declarat angajatorul salariul lunar, inclusiv contribuțiile achitate din salariul respectiv. Totodată, după cum am menționat, perioadele până la 1 ianuarie 99, deci carnetele de muncă care au fost scanate, la fel pot fi regăsite perioadele date în tabeluță, în registrul de stat al evidenței individuale. La fel, poate fi obținut un extras de cont, deci această informație începând cu 1 ianuarie 99, la orice casă teritorială de asigurări sociale, deci nu este că trebuie să aștepți o zi, două, cinci, deci automat te apropii la ghișeu, da, te apropii la ghișeu și se oferă acest extras din cont. La fel, în cabinetul personal, multe persoane pot accesa acolo tot, este informația, inclusiv noi oferim și prestațiile care au fost stabilite. Dacă ești beneficiar de pensie, cuantumul pensiei lunar, dacă ai beneficiat de o indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, deci poate fi vizualizată perioada, sumă. Asta este. Toate detaliile pot fi. La fel, avem web-serviciul calculator online și poate fi determinat cuantumul pensiei pentru limită de vârstă doar în cazul când tu nu ești beneficiar de o categorie de pensie. Deci orice persoană care este angajată în câmpul muncii și are ori o semnătură electronică, totodată noi oferim și o parolă, tot prin serviciul AccessPass, prin calculatorul online, ca să-și determine un cuantum estimativ al pensiei pentru limită de vârstă în baza datelor pe care noi le deținem. Deci, noi simulăm o situație că astăzi eu împlinesc vârsta de pensionare și cam acesta va fi cuantumul pensiei pe care eu urmează să-l primesc. Este un instrument foarte util. Detalii. Desigur, pentru că stagiul până la 1 ianuarie 99 se calculează, avem un sistem informațional, deci la calculatorul online se presupune că persoana estimativ indică stagiul pe care l-a realizat. Și vreau să vă întreb dacă pensiile sunt impozitate
Nu. În Republica Moldova așa. Poți fi angajat în câmpul muncii și să beneficiezi de orice tip de pensie. Pentru că pe mai nu multe este forumuri, nicio limitare. Lumea discută și despre asta. În mai multe țări, pensiile sunt fie sunt impozitate supuse... sau nu ai dreptul să fii angajat în câmpul muncii și să primești exact. Pensii. Doamna Mihai, și vă mulțumesc tare frumos că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumim pentru informațiile de preț pentru cei de acasă și pentru noi, că și noi trebuie să ne gândim la viitorul neapărat. Care se apropie neapărat. Indiferent de situații. Vă mai așteptăm cu mare drag. Pe dumneavoastră vă invit să urmăriți Moldova 1. Nu uitați că aceste informații, detaliile puteți vedea și ulterior pe paginile Moldova 1 și compania Teleradio Moldova. Acum rămâneți alături de noi.